Astăzi, la Direcția de Taxe și Impozite Locale, numărul celor prezenți să-și achite dările era redus. Cei mai mulți au trecut pragul unității pentru a intra în legalitate cu ultimele achiziții. În general, vin târgujienii să-și declare imobilele, în special cei care au achiziționat în perioada aceasta mijloace de transport, dar și clădiri și terenuri, cei care au nevoie de diferite documente, în special certificate de atestare fiscală, și mai vin și pentru a plăti, dar numărul acestora este mic, întrucât, după cum cunosc și dumnealor, termenul de plată s-a prorogat pentru data de 30 iunie pentru a beneficia de bonificație și atunci cred că mai aglomerat va fi în ultima perioadă a lunii iunie. Se vede o Da, cu siguranță, o scădere foarte mare de la data de 18 martie, când s-a prorogat termenul prin ordonanța 29 și până la această dată sumele încasate sunt foarte mici. Termenul limită pentru achitarea unei prime tranșe de bani este finalul lunii iunie, apoi urmează penalități. După 30 iunie, când expiră primul termen la plata impozitelor și taxelor, ratele neachitate pentru sumele neachitate se vor percepe majorări de întârziere în procent de 1% pe lună sau fracție de lună. Se încasa în lunile și în zilele de dinaintea prorogării termenului în sumă de 300.000, chiar mergeam spre 400.000 pe zi, iar acum între 20-30.000. Scutite de la plata au fost și diverse tranzacții efectuate prin ANAF.